Partidul Puterii continuă să cadă în ochii alegătorilor, în timp ce ratingul formațiunilor de opoziție crește. Cel puțin asta arată rezultatele unui sondaj de opinie realizat în luna februarie acestui an de compania iData. Potrivit cercetării, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în legislativ ar acceda aceleași formațiuni, doar că reprezentarea lor se va schimba semnificativ. PAS ar avea 37 de mandate față de 63 pe care le are acum. Cu 43 de deputați va intra blocul comuniștilor și socialiștilor, comparativ cu 21 din prezent. Iar partidul Șor ar obține 21 de fotolii față de 6 pe care le are în prezent. De asemenea, majoritatea celor intervievați consideră că lucrurile în țara noastră merg într-o direcție greșită. Reprezentanții puterii au refuzat să comenteze sondajul. Potrivit sondajului realizat de iData, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, patru partide ar avea șanse clare de a accede în legislativ. Este vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Socialiștilor și Partidul Politic Șor. Pentru PAS ar vota puțin peste 20% din cei chestionați, față de aproximativ 25,5% cât erau acum o lună. PSRM ar obține un scor în jur de 18%, cu peste 1% mai mult decât în ianuarie. Numărul simpatizanților partidului Șor a ajuns la aproape 12%, iar PCRM ar acumula un scor de 5,5%. În sondaj a fost inclus Partidul Alternativa Națională, în dreptul căruia au bifat peste 1% din respondenți. Acesta, dar și Partidul Comuniștilor, Partidul Platforma Da și Partidul Politic Democrație Acasă, nu ar trece pragul electoral. Ce ține de distribuția mandatelor în Parlament, PAS nu ar obține majoritatea parlamentară. Formațiunea ar pierde 26 de mandate față de numărul actual și ar fi reprezentată de 37 de deputați. Blocul comuniștilor și socialiștilor ar acumula în jur de 43 de mandate, iar Partidul Șor, condus de Ilan Șor, ar obține 21 de mandate de deputat, comparativ cu 6 cât are în prezent. Cercetarea menționează că în cadrul sondajului nu au fost luate în considerare voturile diasporei și ale cetățenilor din regiunea Transnistreană. Oamenii au mai fost întrebați în care dintre politicieni au cea mai mare încredere. Astfel, pe primul loc se situează președintele Maia Sandu cu peste 20% din opțiunile respondenților. Ea este urmată de fostul șef de stat Igor Dodon, în dreptul căruia au bifat peste 17% a celor chestionați, iar locul 3 în top îl ocupă președintele partidului politic Șor, Ilan Șor, în care peste 9% a celor intervievați au cea mai mare încredere. Cei trei politicieni sunt urmați de Ion Ceban, Vladimir Voronin, Natalia Gavrilița, Igor Grosu, Marina Tauber și Vasile Costiuc. Autorii cercetării au mai întrebat oamenii care a fost evenimentul lunii februarie, iar aproape 40% din respondenți au răspuns creșterea generală a prețurilor. Peste 13% au votat pentru scumpirea gazului, iar în jur de 5% pentru majorarea prețului la carburanți. Totodată, aproape 4% sunt de părere că evenimentul lunii februarie este războiul dintre Rusia și Ucraina. Topul este continuat cu ședința comună a guvernelor României și Moldovei, arestarea foștilor deputați, criza energetică, sărbători sau comemorări, pandemia de COVID-19 și proteste. Potrivit aceluiași sondaj, aproape 62% dintre cei chestionați consideră că lucrurile în Moldova merg într-o direcție greșită, iar 74% susțin că situația lor financiară s-a înrăutățit comparativ cu anul trecut. Autorii studiului au mai întrebat oamenii cât de dispuși ar fi să participe la proteste în masă organizate împotriva guvernării. Astfel, aproape 40% au spus că ar participa cu siguranță, peste 32% au răspuns că probabil, alții, puțin peste 17%, nu sunt siguri dacă ar ieși în stradă, în timp ce 9% nu ar participa. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, a declarat pentru TV6 că formațiunea nu comentează sondajul. Studiul a fost realizat în perioada 15-24 februarie pe un eșantion de 1007 respondenți din 331 de localități ale țării. Marja de eroare este de plus minus 3%.